dimineața. Mă simt onorat să fiu astăzi aici cu dumneavoastră și cu amabilitatea dumneavoastră vă rog să-mi permiteți să dau citire mesajului domnului ministru al afacerilor interne, Cătălin Predoiu. Distinși profesori, stimați părinți, dragi elevi, începerea anului școlar vine cu multe emoții și responsabilități. Nu doar pentru elevi, ci și pentru părinți, profesori și chiar pentru noi, cei care avem misiunea de a-i proteja pe copii, de a crește nivelul de siguranță în școli. Dragi elevi, ne-am pregătit să vă oferim un mediu sigur în școli, să reducem cazurile de bullying, de fapte violente, să prevenim consumul de droguri și de alte substanțe periculoase. Vor fi organizate atât activități de prevenire în mediul școlar, cât și consiliere pentru adolescenții aflați la risc de consum și familiile acestora. În aceste eforturi, alături de structurile Ministerului Afacerilor Interne și de alte instituții, sunt implicați dascălii, părinții și reprezentanții organizațiilor de elevi. Vom acționa ca o echipă pentru a preveni riscurile, pentru siguranța elevilor, pentru a conștientiza pericolele și pentru a combate faptele ilegale. Dragi elevi, țineți cont de faptul că în fiecare zi faceți alegeri care vă pot influența viitorul. Fie că este vorba de comportamentul dumneavoastră, de modul în care vă tratați colegii sau de deciziile pe care le luați în ceea ce privește învățarea și dezvoltarea dumneavoastră personală. Faceți alegeri bune și construiți-vă un viitor strălucit. Fiți atenți unii la ceilalți și nu ignorați un coleg care are o problemă. În școală puteți construi prietenii pe viață, așa că nu ezitați să vă ajutați colegii care au nevoie de sprijin. Dragi părinți, suntem în momentul în care trebuie să facem cu toții front comun pentru siguranța copiilor. Dumneavoastră sunteți cei mai aproape de elevi, îi cunoașteți foarte bine și sunteți cei mai în măsură să observați comportamente nepotrivite la timp pentru a putea interveni. Distinși profesori și învățători, aveți misiunea nobilă de a forma mințile și caracterele viitoarelor generații, aveți puterea de a inspira și de a ghida pe cei tineri pe drumul cel bun. În prezent, provocările pentru asigurarea unui viitor de succes pentru elevi nu sunt doar în zona educației în sensul clasic. Acum este nevoie de implicare activă a tuturor dascălilor pentru semnalarea rapidă a situațiilor în care ar putea pune siguranța în școli. Pentru protejarea copiilor noștri este esențială buna funcționare a triunghiului familie-profesor-autorități. Din partea structurilor mele, aveți ca de fiecare dată tot sprijinul. Vă mulțumesc!